Bun găsit, oameni buni, la o nouă întâlnire, o ediție absolut de colecție, o ediție specială, pentru că scriam și pe pagina mea de socializare că am plecat în Serbia să realizez câteva filmări. Am fost și am asistat la câteva lucruri cu totul și cu totul deosebite. Unele dintre ele le-am înțeles, altele le-am înțeles mai puțin, poate spre deloc, dar sunt lucruri despre care o să vorbim în această seară, pentru că în Serbia am participat la o întâlnire de constelații familiale. Probabil că mulți dintre dumneavoastră sunteți familiarizați cu astfel de constelații familiale, unii nu. De aceea, invitatei mele, un om și un spirit extraordinar, un om pe care mi se pare că o cunosc de foarte mult timp, deși ne-am cunoscut de câteva zile, o să încerce să, prin mine și împreună, să explicăm ce înseamnă și să vă aducem oarecum în această piesă. Invitata mea din această seară este terapeut cu o vastă experiență în constelații, cum spuneam, familiale, de blocare emoțională și terapie prin analogie. Prin abordările sale unice și profunde, invitata mea îi ajută pe cei care apelează la acest tip de practici să-și exploreze, practic singuri, să-și exploreze și să-și înțeleagă emoțiile, traumele și tiparele moștenite din familie. Oferindu-le astfel pe parcursul acestor constelații și o vindecare. Vindecare care cred eu că este urmată de o transformare interioară, foarte benefică și foarte necesară. Vreau să fac să punctez în mod special terapia prin analogie, care este una dintre specializările invitatei mele, îi permite să folosească simboluri și metafore pentru a facilita conștientizarea blocajelor interioare și a modului în care acestea influențează relațiile și sănătatea emoțională. E terapeut, este constelator, este analogist și bioreflexoterapeut, Lidia Burducea. Țărumâna, mulțumesc că ai venit alături de noi, Lidia. Bine v-am găsit și mulțumesc frumos pentru invitație și mai cu seamă mulțumesc frumos că ați răspuns invitației de a veni în Serbia la centru și de a trăi experiența, pentru că era necesar ca să realizăm această emisiune. Nu chiar era posibil altfel. Da, nu că n-am fost de acord, dar așa prima dată când mi-ai spus, știi, ar fi bine să vii ca să înțelegi. Noi, că aici suntem foarte deschiși cu oamenii, noi am stabilit să ne auzim ieri pentru a puncta câteva lucruri și tu ai spus, da, auzi, ce faci în weekendul ăla? Păi, nu știu, uite, aș vrea să vii să vezi, pentru că cred că nu se compară o discuție cu ceea ce vezi. Și așa a fost. Și așa a fost. Bun, haideți să trecem la treabă, pentru că se întorc clepsidra, simbolul acestei emisiuni. Altfel putem discuta avem, până de seară. Avem 50 de minute, dragii mei, în care vom discuta cu Lidia Burducea. Ce sunt, Lidia, constelațiile familiale și cum funcționează acestea? E o terapie de suflet. E o terapie care vindecă când observi și pătrunzi profund în mișcarea sufletului. E important și e necesar să cobori în sufletul tău. Nu e ușor și e foarte greu. Pentru că majoritatea sunt la nivel de rațiune, conștiință, atât de prinși încât au uitat de suflet. Și în momentul în care uităm de suflet, nu mai vedem mișcarea din sufletul nostru. Pentru că, zicem, toate traumele încep din copilărie, nu, toate traumele încep mult, mult, mult mai demult. Dar e necesar să le vedem, să le observăm și inclusiv
să le acceptăm, să fim de acord cu tot ceea ce s-a întâmplat, ca să putem vindeca. Când suntem vindecați, suntem vindecați sufletește din toate punctele de vedere, inclusiv de boală. Pentru că boala apare prima dată în planul acesta, da, nu? Și apoi coboară în plan fizic. Care sunt tipurile de probleme care pot fi tratate? Cuvântul tratat poate e impropriu, dar eu știu că așa a fost, am văzut cu ochii mei și îndrăznesc să-l folosesc. Care pot fi soluționate, să spunem, în aceste constelații? Toate. Orice fel de problemă există în corp, dincolo de corp, în minte, inclusiv în minte, că mintea ta crede că totul, absolut totul poate fi soluționat, compensat, rezolvat. Și mintea creează pentru că știe ceva în sâmbure de adevărul are de desubt și mintea creează cumva cu o strategie de a te salva, neștiind că nu te poți salva până când nu pătrunzi mai profund în sufletul tău. Vreau să vă spun, dragi prieteni, că mi se pare că e foarte important, auzind acum accentul Lidiei, să vă spun că ea are toate aceste specializări făcute în Italia. La Roma. La Roma. Și e altceva. E o școală de specialitate pe zona aceasta și are un maestru cu care... Doi. Cu care ține legătura. Bun, revin la discuția noastră. Istoria unei familii, Lidia. Cum influențează emoțiile și apoi viața noastră? Istoriile de familii sunt infinite. Că niciuna nu e la fel ca cealaltă. Chiar dacă unii zic povestea mea e și povestea ta. Că nu este așa. Povestea mea e unică, că e percepția mea, e gena mea, este misiunea vieții mele. În funcție de ce s-a întâmplat în acea familie, în funcție de ce s-a întâmplat cu cei dinaintea noastră, pentru că eu un caz dificil, complicat, l-am avut cu 19 generații în spate, mi-a rămas impresionat și... dar se spune se lucrează și transgenerațional. Foarte mult transgenerațional. Mhm. Mama, bunica, străbunica, nu există doar mama și tata. Există mult mai mult decât noi credem. Ei vin de undeva. Și ei vin de undeva. Noi trebuie doar să-i acceptăm. Prin onorare, prin acceptare, prin a recunoaște că noi suntem mai mici. Suntem fiii părinților noștri și la 70 de ani. Uh-huh. Și noi suntem mai mici decât părinții noștri. Noi avem tendința să ne considerăm mai mari, mai deștepți. Și să-i judecăm și să-i criticăm, nu numai pe ei, și pe cei mult dinainte. Și am cazuri frecvente cu această judecată, da, cu această critică, cu această răutate. Când ajungem în iubire, ca așa cum au putut. Mm-hmm. N-au avut alte instrumente în acel moment. Așa cum au putut ei, ne-au dat viață și ne-au educat cum au putut. Misiunea noastră este aceea, să devenim adulți responsabili, doar că responsabilitatea în general și mai cu seamă în acest egregor românesc este pentru alții, nu pentru noi. A fi responsabil înseamnă a-ți asuma pe deplin responsabilitatea pentru viața ta și pentru tot ce s-a întâmplat în ea. Mm-hmm. În schimb, noi mergem și ajutăm pe toți, vrem să-i salvăm pe toți, mai puțin pe noi. Uite, da, așa cam este. Așa, cam așa stă treaba. Lidia, am asistat la o terapie prin analogie. Pentru că, dragi prieteni, astăzi vreau să facem un portret al invitatului meu despre terapiile pe care le realizează și, dacă e de acord cu alte ocazii, să continuăm să vorbim despre fiecare în parte, aș zice eu. Am asistat la terapiile pe care tu le realizezi și una m-a șocat. M-a frapat, m-a lăsat fără cuvinte.
Acum, cuvântul șocat poate nu-i potrivit. M-a lăsat este fără cuvinte. Șoc. Este șoc, da. Mă refer la terapia prin analogie și care, pentru cei care se uită la noi, funcționează pe principiul pendulului, nu? Ceva de genul, nu? Că omul e ca un pendul. A, pendulul prin mișcarea corporală. Da, da. Eu mă gândeam la acel pendul din Ericksonian. Te rog, vorbește despre această terapie care este absolut deosebită și în România nu am mai auzit. Nu există. Să o facă cineva. De aceea te-aș ruga foarte Baza mult. Baza este la Roma, școala este la Roma, Institutul UBDA. E una dintre cele mai profunde terapii pe care eu le-am întâlnit vreodată și am făcut foarte multe în viața mea. Orice aș face, tot aici mă întorc. E ceea ce m-a vindecat pe mine, pentru că, înainte de toate, și eu sunt om și am avut fel de fel de experiențe în viața asta. Separă cumva, prin simbologie, conștiința, mintea rațională, de partea emoțională, dar merge foarte profund pe linia timpului, la nivel de inconștient, nu doar de subconștient. Uh-huh. Și merge și extrage trauma. Ai văzut-o sau n-ai văzut-o, ai simțit-o sau n-ai simțit-o, ai plâns sau n-ai plâns, trauma este elaborată. Nu există caz nerezolvat, dar am zis așa, văzut-o sau nu, pentru că se poate întâmpla să fie o traumă la nivel de pântecul mamei sau la nivel de o vârstă foarte mică, iar tu efectiv nu știi ce s-a întâmplat, dar o simți. O simți în corp. A lăsat o amprentă, nu? Lasă o amprentă. Mm-hmm. O simți în momentul în care s-a dizolvat acea energie, acea percepție, s-a rezolvat trauma. Și un lucru foarte important, nu se mai repetă, pentru că lucrurile în viața noastră se repetă ciclic. Și în momentul în care se repetă ciclic, dau un exemplu, ai 20 de ani de viață, ce s-a întâmplat până la vârsta de 10 ani? Ți se redă după 20. Cu alte personaje, cu aceeași emoție, dar mult mai profundă. Mama se desparte de tata când tu ai 5 ani, pentru copil e o traumă. Tu vei vedea că după 20 te vei despărți de un partener, parteneră, dar cu o emoție mult mai puternică decât aia pe care ai avut-o la 5 ani. Când trauma nu e rezolvată, se repetă. Se repetă după aia la 40. Iar schimb partenerul. Iar se întâmplă un lucru. Și spui că ți se întâmplă numai ție. Și atunci te cerți cu tine, cu viața, cu familia, cu Dumnezeu, cu toată lumea. În momentul în care ieși din acea buclă, lucrurile se așează. Capătă un nou sens. Un nou sens. Că nu se schimbă viața. Te schimb tu. Foarte mulți clienți de-ai mei vin la mine și spune: s-a schimbat soțul meu, s-a schimbat mama mea. Nu, te-ai schimbat tu. Mm-hmm. Noi nu putem schimba pe nimeni, doar pe noi ne schimbăm. Bun, această terapie, cum funcționează? Că pare a fi, o să vadă cei care se uită la noi, vom pune imagini, pare a fi o stare de hipnoză ușor indusă. E o formă de transă. De bazată transă, pe da. Simbologie. Simbologia este acel Trinitas, mama, tata, eu, care cu ochii sufletului, momentul în care sunt vizualizate aceste simboluri, eu fac foarte multe experiențe sau experimente sau fac ceea ce simt. Când persoana este în conștiință sau în rațiune foarte mare în minte, eu o las cu ochii deschiși, pentru că are senzația că l-am prins cineva pe la spate, izbitura e suficient de puternică sau mișcarea corpului. De foarte multe ori persoanele sunt într-o dualitate foarte mare. Dacă cu ochii deschiși la vederea unui anumit simbol are o anumită mișcare, cu ochii închiși are altă. Pentru că mintea te face să crezi că tu ești într-un punct, sufletul cu adevărat ți arată în ce punct ești tu cu adevărat pe linia timpului. Și lucrez, deci e o comunicare deschisă cu partea emoțională foarte profundă și în general lucrez pe toate cele trei etape. Memorie transgeneraționale,
Memorii genetice. Da. Memorii psihologice. Mesmerice. Colective. De câte ori nu vedem, mici fiind, un văr, un unchi, o mătușă care se comportă într-un anumit fel și ori vrei, ori nu vrei să fii și tu cu el. Da, și ne rămâne imprimat în minte. E memorie colectivă care nu-i numai din această viață, e colectivă. De câte ori nu știi când ai 2 ani, 3 ani, 4 ani, ce vrei să te faci? De unde știi? Ce, tu ai fost vreodată la într-un avion să pilotezi un avion? Nu. Dar știi, cumva că ceva acolo există. Și dacă nu ți închide nimeni al treilea ochi, părinții au tendința de a închide al treilea ochi al copilului sub vârsta de 7 ani, nu ți-l închide nimeni și te lasă să experimentezi și să crezi, ai toate șansele să realizezi ceea ce cu adevărat tu crezi că poți realiza. Dar părintele te spune, taci din gură. Ce nu te mai gândi. Da. Nu ești în stare. Da. Îmi ți-o-i da una? Da. Da, sunt vorbe care se repetă în multe familii. Și să nu uităm că părinții vor pentru noi, în general, conștient sau inconștient, ce n-au putut să realizeze ei pentru vor ei. Vor să trăiască prin copii. Care e cea mai mare eroare. Cea mai mare eroare și prostie, da. Până la urmă. Lidia, dragă, spune-mi cum ne influențează aceste blocaje emoționale, sănătatea, ha. Și, nu știu, relațiile de familie, relațiile de parteneriat. Păi ne certăm. Ne îmbolnăvim. Avem fel de fel de simptome în corp pe care nu măcar nu le băgăm în seamă. Am urmărit cândva anumite podcasturi care sunt pe sticlă și într-unul din ele era oamenii care nu se ceartă se vor despărți. Sunt total contrariu. Oamenii care nu comunică se vor despărți. Nu oamenii care nu se ceartă. Pentru că cearta are o rădăcină foarte profundă într-o neacceptare. Ce-ai rezolvat dacă te-ai certat? Dar ia-ți partenerul în brațe sau îmbrățișează-ți mama, tata. Noi n-am fost educați, n-am fost învățați să-i arătăm cât de mult îi iubim și părinții ne mei. Rușine să le inclusiv spune, părinții mei spuneau, păi cum să te pup eu pe tine, că te pupam în somn cum m-a pupat și mama pe mine. Da. Iubirea există, numai că noi nu o vedem. Și în momentul în care deschidem inima și vedem părțile bune din fiecare suflet, nu-i mai putem judeca și critica, cu toate că des am fel de fel de cazuri în care critică copilul că n-a făcut la școală, nu știu ce, soțul că n-a făcut, mama și tată că nu i-o dat. Eu mă întreb și mă întreb în continuare, pentru că eu de meseria mea sunt în fiecare zi fascinată și văd totul este unic. Confirm că și eu sunt fascinat, chiar dacă doar am participat o singură dată la o să avem timp. Dacă universul ăsta ne-a fost dat să ne întâlnim, cu siguranță o să avem timp de multe experiențe, poate chiar live în acest studio. Dar de ce e atât de ușor să rămânem în rău și e atât de greu să stăm în partea bună? E greu. Păi pentru mulți e foarte greu. Zic, dar ce e așa de greu să te duci la acel moment când te-ai întâlnit, când l-ai văzut, când ai văzut-o, când v-ați... Și să rezolvi o problemă. Și să rezolvi problemă. A, e foarte greu. De ce e așa de greu? Dar e greu, e mai ușor să... E vorba de ego, e vorba de orgoliu, de orgoliu, nu? De a nu lăsa garda jos. Deci cine e mai mare? Cine e mai... Așa se funcționează. Ce prostie, da. Dar a deschide inima nu ne ușor. E foarte greu. A ajunge să pătrunzi profund în inima ta, să vezi lucrurile în realitate, e foarte greu. Pentru că durerea o retrăiești tu, toată. Și este necesar să fii pregătit. Să fii dispus să lași durerea, să îmbrățișezi iubirea. Pentru că totul e despre iubire în această viață. Dacă mergem și căutăm pe YouTube, există un filmuleț ce scânteie și ce explozie imensă e în univers în momentul în care doi oameni se întâlnesc și se iubesc, se întâlnesc, se contopesc. Și când apare acea celulă, explozie, da. Acea celulă care va deveni morula și va deveni fiul, fica, da. E o iubire imensă.
Dar noi nu vedem. E o iubire pe care universul ne-o pregătește. Universul ne-o pregătește. O pregătește pentru noi. Da. Pentru că foarte mulți terapeuți spun faptul că practic noi atunci când venim pe lume știm cu câtva timp înainte cine o să ne fie mama, cine o să ne fie tata. Îi alegem. În funcție de misiunea vieții noastre îi alegem. Noi ne alegem părinții. Și asta e bine? E foarte bine, dar copilul este cel care judecă mai bine nu mă făceai. Mai tu ai ales. Da. Dar am avut un caz weekendul ăsta de o ceartă după aia, după ce s-a terminat evenimentul între copil și părinți și la fel. Nu mă simt înțeleasă. Păi nu te pot înțelege, tu trebuie să înțelegi. Că tu de asta ai venit, că ei sunt așa cum sunt și că nu se pot schimba. Că n-au fost acceptați la rândul lor de părinții lor. Și câte cazuri nu sunt în urmă. Erau copii foarte mulți. Nu erau văzuți. Nu erau... Acum avem doar unul, e greu școala să... Să răzbim și să îl așezăm cumva pe linia lui. Pentru că noi vrem să-i dăm tot ce n-am avut noi. Este imposibil. El își ia ce are nevoie. Da, și poate nu are nevoie de ce vrem noi să-i dăm. Exact. Că noi îi băgăm cu forța pe gât. Exact. Și copiii din ziua de astăzi, eu observ că eu lucrez și cu copii, sunt foarte traumatizați de către părinți. Îi duce și la not, și la handbal, și la judo, și la engleză, și la franceză, și la limbă. Are 7 ani, 8 ani. Copilăria lui unde este? Și până la urmă și copilul trebuie să aleagă ce își dorește în viață. Da, da. Ceea ce nu prea se întâmplă. Pe timpurile noastre, copiii se jucau. Ăștia n-au copilărie. Copiii din timpurile de astăzi n-au copilărie, sunt disociați. Așa este, da. Da, sunt ceea ce e o traumă foarte, foarte mare. Sunt pentru de acord cu ce spui. Și e foarte obosit. Copilul muncește mai mult, eu, din tot ce am experiență de cabinet, mai mult decât un adult. Îl duci înainte de a pleca tu la servici, îl iei după ce vii tu de la servici și îl mai duci în vreo 2-3 locuri. În fiecare zi. Și este complet debusolat. Copilăria lui unde este? Niciunde. Și cine a zis că copilul ăla trebuie să învețe 2 limbi străine la 8 ani? Sau la 9? Sau la 5? Sau la... Poate nu-i trebuie niciodată. Da. Da. Nu sunt proiecțiile noastre? Corect. Corect, sunt întru totul de acord cu ceea ce tu, ce tu ne spui. Sau momentul în care vine un copil în cabinet, indiferent de vârstă, problema e mama și tată. Nu ne engleză, nu ne școala, nu ne... E mama și tată. Deci, când m-a dus, nu știu unde, când mi-a făcut nu știu ce. Și tu ai vrut? Da. Nu. Și nu am vrut și i-am și spus că nu vreau. Dar mama n-audă. Faci ce spun eu. Da, așa este. De obicei, Lidia, cât durează până când cei care participă la o constelație văd schimbări în viața lor? De obicei, de prima dată. Okay. După prima constelație încep să apară schimbările. Constelația e o piesă de puzzle. E o piesă într-un puzzle. Fiecare constelație te duce mai aproape de tine, dar durează procesul de transformare toată viața. Și nu e momentul în care decizi, sau eu zic, ești pregătit, sau e misiunea ta, tu cei care ajung în stelele de constelații sunt, și fac constelații, eu sunt ferm convinsă că face parte din misiunea vieții lor, nu este greu să fii aliniat cu tine. Așa cum zilnic te trezești, zilnic îți faci igiena, zilnic mănânci. Nu e greu să fii pe acea stradă de lumină. Dacă într-adevăr tu ești predispus la schimbare. Și dacă îți dorești. Și dacă îți dorești. Dorința pentru mine e un fel de egal cu lipsă. Tot doresc să am un lucru și nu reușesc să ajung la el. Dacă ai intenția, dacă ești bine intenționat. Dar în momentul în care te duci acasă, iar intri, că asta e și motivul pentru care eu lucrez la centru acolo în Serbia, că pleci complet din zona de confort, din casa ta. Și atunci mai ai timp. Când lucrezi la Arad, pleci acasă seara și iar te duci în zona ta de confort și iar te duci în judecată că de ce ăla făcea așa, că de ce ăla era așa, că de ce... Acolo tot e mai multă explicație cumva. Lăsați judecata, lăsați... Deci tu practic îi izolezi. Nu izolezi. De mediul lor. Eu îi invit într-un mediu divers. Exact. Îi scoți din mediul lor. Îi scoți din mediul, din mediul lor. Tocmai pentru a încerca să schimbe modul de percepție, modul de viață,
lucruri care s-au dovedit a nu fi benefice. E foarte greu să schimbi modul de viață la tine acasă. Eu am făcut anul ăsta un eveniment de 2 săptămâni în Grecia și după 2 săptămâni te întorci altă persoană și totuși când ajungi în zona ta, îți reiei obiceiul. În zona... Da, că există, există o energie care amprentează locul și revii în acele linii generale. Eu mă întrebam după vreo săptămână întorsă din Grecia când începe agitația. Eu, care mă observ în fiecare zi. Adică știai că va urma. Dar nu, că e inevitabil, mintea nu o poți opri. Caută. Mm-hmm. Dar eram atât de bine încât eu mă întrebam dimineața ori când începe. Inevitabil. Și ce fac asta? Și fac aia. Inevitabil. După care e clar că oprești și spui op, stop. Oprești. Gata. E bine așa, în calmitate. Un eveniment de 3 zile sau de 5 nu are același impact ca unul de 2 săptămâni. Două săptămâni asta într-un mediu complet divers de ceea ce tu cunoști și ceea ce de rutina ta zilnică, e o transformare mare și deja am transformări și răspunsuri de la persoanele care au fost în Grecia. Li s-a schimbat viața. Mulți nu vin, mai observ un lucru, mulți nu pleacă în concediu ca să fugă și ca să obosească, nu ca să se oprească. Da. Rând de scopul și rolul unui concediu este de a te opri. Eu dacă mă duc într-un concediu, primele, nu știu, 3-4 zile pot să mă opresc. După aceea trebuie să îmi reiau obiceiurile. Nu știu de ce. O să aflăm cândva. E foarte important să învățăm să stăm cu noi. Și să ne procesul de educare nu e ușor, că trebuie să se duci mintea, corpul, sufletul, să stea. Eu spun așa, pentru fiecare an de viață un minut și dacă ai 40 de ani, 40 de minute pe zi, stai cu tine. Fă ceva, pune-ți o muzică terapeutică astăzi, fă o meditație mâine, fă o baie cu petale, poi mâine, dar stai 40 de minute cu tine în fiecare zi. Știți cât fac asta? 0,1%. Pentru că uit, ajung acasă. Cred și că le, și mai puțin. Și le spun de 0,01%. Și le spun de fiecare dată, faceți ceva pentru voi, că nu-i suficient să facă universul ăsta. Da, clar, ai muncit, ai decis, ai pus intenția, ai ajuns aici, dar nu e suficient atât. De aici și până data viitoare când ne întâlnim, fă tu ceva pentru tine. Lidia, întrebare care vine așa într-o normalitate. Există riscuri în cazul constelațiilor familiale și a terapiei prin analogie? Niciodată. Nu există. Nu există niciun caz. Bine, există dureri mari, extraordinar de mari uneori. Durerile care ies. Durerile care ies, care ies și se duc. Dar nu există niciun risc și în istoria constelațiilor, în istoria pregătirii mele, a școlii în care, din care eu vin, sunt pregătită, sunt formată, și nici măcar în istoria Hellinger nu sunt cazuri de risc sau cazuri de am preluat ceva și am plecat acasă cu ceva. Nu, iată. Doar eliberări. Doar eliberări. Există doar eliberări, transformări, vindecări și dacă eu rămâne o durere care persistă în corp, că am avut și situații din alea, persistă pentru că e a ta. Până când îi dai drumul, până când o lași să plece, ce știu eu, s-a mai întâmplat, am avut durere la o mână, 2 săptămâni, că sigur de la constelația lui, nu știu cine, m-a prins durerea și mi-a rămas. Nu, în constelație este, tu ești în acel rol, pentru că este și problema ta. Și când mergem să vizualizăm acea mână, acel picior, acel organ, cu siguranță e traumatizat mult mai de mult, dar tu n-ai vrut să-l observi. Și acum îl observ pentru că vrea să iasă. Că vrea să iasă, să plece. Am avut odată o doamnă, scuză-mă că te rog, continuu, care mi-a zis, mă, eu nu înțeleg un lucru, e corpul meu, e mâna mea, e piciorul meu. Cum să intru eu într-o constelație și să stau într-un picior o oră? Fără să pot să-l pun jos pe celălalt. Era în memoria cuiva care se întorsese de la război cu un singur picior. Și a putut să stea așa, în poziția aia, fără să aibă niciun fel de problemă. Dar inclusiv, la nivel de memorie transgenerațională, persoana respectivă avea pe cineva în familie fără un picior.
Deci nu există erori, nici măcar erori nu există. Pot exista facilitatori care nu sunt capabili să ducă la bun final o constelație din astea am văzut, care te lasă așa. Sau accentuează o durere. Da, dar nu sunt de acord cu lucrul ăsta. Orice constelație vine dusă la termen, dacă nu o duci la termen, tu nu ești capabil sau suficient de pregătit. Și eu merg pe varianta fiecare constelator are clientul care și-l merită și fiecare client are constelatorul pe care și-l merită. Atenție pe ce poziție suntem. Nu? Corect. Vreau să ne spui pentru cei care se uită la noi și care ne privesc, cum se simte și cum reacționează un subiect care participă la o ședință de constelații sau la o ședință de analogie. Păi poți să spui tu asta. Că eu, la nivel, păi suntem unici. Am văzut. Suntem unici. Unul plânge, unul râde, unul urlă de disperare. Unde e multă, și o ședință nu e niciodată suficientă, unde e multă rigiditate, până când spargem zidul, e necesar de un lucru mai profund. Unii vin sceptici, alții vin curioși, unii vin pregătiți. Unii mă roagă să-i fac să plângă. E un sentiment de eliberare, Lidia. De mare eliberare. Când plângi. Am observat asta. Dar sunt și mari blocaje în interiorul nostru. Pe noi, mai cu seamă bărbații, nu? Eu sunt una dintre persoanele facilitatori, terapeuți din orașul ăsta unde universul m-a adus. Care am și bărbații în sală. Sunt bucuroasă, mulțumesc universului pentru lucrul ăsta, că am energie de ambele sensuri. Dar un bărbat și bărbații din România cum erau educați cândva? Să nu plângi? Da, să fii puternic? Să fii dur, să fii să dur. Să fii tare? Da. Să da. Bați cu pumnul în masă? Exact. Și atunci... N-am plâns niciodată, i-auzi pe mulți că spun, eu n-am plâns atunci niciodată. Vin către mine persoane mai cu seamă de... Acolo sunt traume colosale. Imense. Zice, eu n-am plâns niciodată sau n-am plâns de la 5 ani sau nu mi-amintesc să plâng niciodată. Vreau să mă faci plâng. Toate plâng aici, toți plâng, vreau să plâng și eu. Da. Află că și bărbații plâng câteodată și bărbații se eliberează. Ai avut cazul în care un subiect din acesta foarte dur, foarte sigur pe el să spună, domnule, eu n-am plâns niciodată, să-ți plângă până la sufocare și să spună după, vai ce m-am eliberat. Doamne, ce bine este sau ce-a fost acolo, câtă greutate, câtă durere, da. Da, multe, nu, multe. Dar... Vreau să spun un lucru, bărbații sunt mult mai sensibili decât sunt femeile dacă și-ar da masca jos, din punct de vedere emoțional. Asta e tare, da. Și la constelații se lucrează fără măști, cât de mare rezistență ar fi, masca coboară. Și atunci... Da, sunt mulți care opun rezistență. Oh! Până la un moment dat. Până la un moment dat. Tu simți lucrurile acestea, nu? Le simți, le vezi, le percepi. Pentru că există... Ce înseamnă? Pentru că te-am auzit foarte mult vorbind despre câmpul de emoție, câmpul unde colectiv, se... Câmpul colectiv emoțional. Da. Într-un grup de constelații... Ce se întâmplă acolo? Se amestecă emoțiile traumelor cu emoțiile vieții prin care ai trecut și a altor existențe, a părinților, a bunicilor, străbunicilor? E o infinitate de informații care nu poate fi definită cu un sens. De multe ori o întreb, are sens? Are sens pentru că tu simți la nivel de vibrație că se rezolvă, că s-a transformat ceva. Dar într-un câmp de constelare, într-un câmp de lucru, într-un grup, vin toți care au același lucru în comun, o traumă comună. Când se deschide pe abuzuri, toate persoanele din acea sală au în spate abuz. Abuz fizic, psihologic, indiferent de orice natură ar fi abuzul, toate persoanele din acea sală au fost abuzate și sau în familiile lor există abuz.
Când se deschide, și depinde și de tematică, eu nu prea lucrez cu tematică, doar în evenimentul pe care tu l-ai văzut, era tematica profundă, vindecarea rădăcinii. Dar, de exemplu, când lucrez cu tematică, vindecarea copiilor neajunși la prima respirație, copiilor nenescuți, toți au un copil de care știu deja, care nu a ajuns la prima respirație în familie. Mi-amintesc un caz de la Iași, merg odată la Iași la un eveniment și primesc o casă să lucrez în ea în care era un copil plecat de aici, de pe, din această dimensiune, de 2 luni sau de 3. Și mama îmi spune, îți dau casa asta să lucrez. Prima persoană care îmi vine la eveniment vine de la Focșani și îmi spune, ce mă bucur că vă cunosc. Am un copil mort. Eram într-o casă în care era un copil mort. Am un copil mort. Vine să a doua. Nu spui că era... Nu, nu. Și doamna avea un copil mort. Mai vine a doua persoană care vine, zice, eu am avut o sarcină de gemeni și n-am putut să-l păstrez pe niciunul din ei. Ce să mă treia tu? Aici se va lucra doar pe memoria celor care nu mai sunt. Deci, fiind născuți, concepuți, născuți și morți mai târziu. Totul este cumva... Câmpul energetic nu minte niciodată. Sau nu am avut niciodată un caz să mintă. Ești tu cel care nu crezi sau nu accepti situația pe care o vezi, că mulți nu știu, nu-și cunosc familiile de origine. Nu-și cunosc partenerii de viață. Nu-și cunosc copii. Îmi pui familia în față. Și vezi cum sunt poziționați, că n-au locul lor, că nu sunt pe rolul lor, că familia e total sucită, când o vede cu realitate nici măcar n-accept. Când vede realitatea, e foarte greu de acceptat. Dar nu dă câmpul eroare. Mintea ta îți spune. E bine așa, așa. E bine așa, așa. Are sens? Da. Da. Ce rol joacă iertarea în toată această, cum să-i spun, construcție pe care tu ai făcut-o iertare până acum? Dar nu, eu zic, nimeni niciodată nu este vinovat. De ce te consideri că tu ești vinovat? Iertarea asta de unde vine? Dintr-o dogmă eu... Da, cred că da. Eu consider că vine dintr-o dogmă. Da. E clar că sunt situații dificile, uneori foarte dificile și complexe. Avem cazuri de omoruri, cazuri de grave. Atunci vina se întoarce printr-o tehnică de lucru înapoi la vinovat. Pentru că vinovatul e necesar să plătească. Simbolic, energetic, în oricare dintre dimensiuni ar fi. Dar să nu uităm, eu fac inclusiv psihogenealogie, că doar dintr-un simplu desen în psihogenealogie mi-arată clar că partea paternă sau maternă au fost ciorchini de călăi protejați de către familie. Să nu uităm că au fost abuzuri în familie ascunse și mușamalizate și băgate sub preș infinite. Oho, oho. Să nu uităm că mama de băiat sau în familia în care era băiatul care abuza, spunea, e vina ei. Că femeile au fost marginalizate întotdeauna și cumva considerate ele vinovate. Și în momentul în care este acceptare profundă, iertarea vine în automat. Cum să nu ierți sau să zici sunt supărată pe mama și nu poți să o iert pe mama? Cum să fii supărat tu, care ești mai mic, pe mama ta, care e mai mare? Și care ți-a dat viață? Sau pe bunica. Sau pe bunica, care dacă nu era bunica, nu era mama. Dar când tu ai primit respirație din respirația mamei... Noi, practic, tale, venim dintr-o infinitate de familii. Da. Asta este foarte important de reținut. Și e deja știut, în toată lumea asta se vorbește despre acest lanț de femei care au dat viață și au dat viață și au dat viață pe care noi în timpurile de astăzi nu acceptăm. Nu acceptăm pentru că ne-am făcut să credem că nu e așa. Cu toate că noi știm realitatea în interiorul nostru. Și cum să nu acceptăm că inima noastră bate pentru că a bătut prima dată prin bătaia inimii mamei noastre? Cum să nu accepți că tu respiri și suntem pe lumea asta o lungă respirație? Așa sunt. Venim cu un respiro, cum zic eu pic în italiană, cu o respirație, că primul cuvânt în sala de nașteri este de respiră și plecăm cu ultima respirație.
Și noi uităm inclusiv să respirăm, că ne modificăm pe parcursul vieții inclusiv respirația. Și de aici apar boli la nivel celular. Apar foarte multe lucruri. Da. Că se punctează foarte mult în ultima perioadă pe respirație, pe prana, pe yoga. Da, da. Respiră, învață-te să respiri, pentru că prin respirație se reoxigenează corpul, se vindecă. E una dintre tehnicile corect, care nu costă nimic. Și care te poate ține și te poate vindeca. Ca și terapia prin râs. E una dintre tehnicile. În România am încercat să o aplic. Nu poate funcționa. Oamenii nu știu să râdă. Românii sunt triști? Da. Oamenii nu știu să râdă. Asta nu-mi place să aud. Vroiam să te mai întreb un lucru. Cum reușești această terapie prin analogie să scoată la suprafață conflicte interioare de care subiectul nu e conștient? Pentru foarte mult e conștient. Bun, dar cum să spun, cred că inconștientul e conștient. Pentru că conștientul nu e conștient. Intrăm într-o varietate de termeni, dar eu am observat, chiar și acum înainte de această filmare, colegul meu, asistentul meu, i-ai făcut o constelație. O analogie. Și am văzut că sunt lucruri de care conștientul nu e conștient și tu scoți din inconștient, duci în conștient problema, pentru a fi soluționată, o amplifici pentru a fi ruptă, pentru a fi scoasă, este scoasă și se numește... Dacă îl întrebăm pe el, spunea exact cum a simțit acel fior care s-a dus până cum iese din corp, simte acea energie, pleacă, sau cum coboară prin mâini. Că asta mi se pare cel mai greu, să duci din inconștient. Sigur că undeva în acașa există, da, informația că la, nu știu, 3 ani am căzut cu bicicleta și am plâns foarte mult, sau că bunica mea a făcut ce a făcut. Niciodată. Deci există acea informație, dar noi poate am uitat de ele. Noi nu mai știm, nu avem amintiri de la 3 ani. Însă tu reușești, prin analogie, să duci subiectul exact acolo, el să-și extragă durerea, trauma, să o amplifice și să o vindece. Complet. Pentru că alminteri, continui raționamentul și apoi te las și te rog să mă ierți, alminteri, ea se repetă, ciclic. Și spuneai tu foarte bine, ea se repetă mult amplificată și asta nu e deloc bine pentru destinul unui om. Sunt tehnici de lucru, trebuie să facem o emisiune sau mai multe despre această tehnică de lucru. O să facem despre asta, chiar îmi doresc. Dar eu nu sunt de acord. În România, eu am cumpărat foarte multe cursuri și multe dintre ele de hipnoză. Eu nu sunt de acord să meargă omul la hipnoză. Aici intră și regresii și toate cele. Nici măcar la regresie. Eu am foarte multe tehnici de hipnoză ca pregătire. Sunt vreo 300 și ceva în total, eu am 60. În hipnoză, tu lucrezi și nu știi ce ai lucrat. În analogie, tu lucrezi și știi ce ai lucrat. Uh-huh. Știi ce vindeci. Asta e diferența. În regresie, eu nu duc niciodată pe nimeni și nu recomand niciodată nimănui decât dacă împreună cu terapeutul ai ajuns la concluzia că acel conflict, stare, traumă, situație nu ne din viața asta. Altfel, ce cauți? Să te duci tu în regresie să vezi cine ai fost. Pentru ce? Te ajută? La nimic. Nu este o excursie. Din contră, dacă nu este foarte bine pregătit cel cu care vrei să faci acea regresie, așa am cazuri. S-ar putea să rămâi agățat pe acolo. Una, rămâi agățat. A doua, vii cu vreun conflict sau cu vreo situație de ai un comportament ciudat și nu știi de ce. Unul dintre gazurile mele spectaculare din Italia a fost o doamnă care îmi spune: eu nu merg pe niciun pod. Eu nu merg, tot în câteva ședințe de analogie, nu merg pe niciun pod. Și dacă eu și într-un autobuz și trece autobuzul pe pod, nu, sună alarmă, nu,
a încercat, a căzut, i s-a făcut rău, deci nu mergea pe niciun lucru. Cum se explică? Atunci am intrat într-o regresie, am mers cu persoana în regresie, că am ajuns împreună la concluzia că nu vine din viața asta nimic, fusese aruncată de pe un pod. Și mă, a văzut exact scena, a văzut exact absolut tot, dar așa am venit să-mi fac o regresie ca să văd eu cine am fost. Este curiozitatea minții tale și cu siguranță, dacă facilitatorul nu este ce trebuie, îți creezi o traumă atât de mare de ajungi la mine și ne trebuie nu știu cât timp ca să putem rezolva acea traumă. Cât de cât, da. 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 Bioreflexoterapeut, vreau să vorbești puțin și despre această calitate pe care o ai. Trebuie să probezi, trebuie să probați întâi. Este o reflexoterapie pe care funcționează în funcție de cum s-au format organele în corp. Primul organ e format rinichi, uretră, ureter, vezică, se lucrează în circuit complet, lucru cu care sunt complet de acord. Pe terapia clasică de reflexologie acționează pe organul respectiv, ceea ce nu este normal, că e demonstrat că se întoarce. Ai o problemă la stomac, se lucrează pe stomac, peste un an vine la tine înapoi cu acea problemă de stomac, fapt pentru care bioreflexoterapia funcționează profund pe un circuit cu foițele embrionale deschise, pe un circuit în funcție de cum s-au creat organele în corp și merge deschizând foițele embrionale, corpul se restartează la cum a fost inițial. Eu am câteva persoane pregătite chiar aici în Arad care fac lucrul ăsta. Eu fac scanarea de obicei și, în general, unde nu sunt probleme și patologii, de la prima ședință se așează lucrurile. După aia nu mai îmi place să lucrez, că mie îmi plac lucrurile unice. După ce ți-am așezat câteva, te-am pus la punct, gata, tu nu mai ai o durere, dar mă bucur că a venit către mine această terapie, că spuneam așa, ok, analogia e grea, complexă, constelațiile sunt grele, sunt complexe și cu unul care îl dore tare și îl dore tare, dar nu vrea să facă nimic, ce facem? Și a apărut așa, efectiv a apărut această terapie, pe care o iubesc și pe asta iubesc foarte mult, doar că o aplic mai rar, o aplic ca la nivel de scanare. Vine câte cineva la mine? Dar de ce vin la mine când n-ai nimic? Să văd dacă am ceva. Sunt mulți ipohondrii care vin să vadă dacă au ceva. Adică verificând dacă suntem bine. Dar funcționează extraordinar. Deja de la prima ședință corpul se schimbă, se transformă. Mulțumesc mult. A fost și este o întâlnire extraordinară. Și cred că se impune să ne mai vedem, să mai povestim despre fiecare terapie în parte, pentru că, așa după cum le spuneam celor care se uită la noi, avem și un filmuleț, văd și câteva imagini, fac această precizare, mi se pare foarte importantă, pentru că există acel grad de intimitate peste care nu putem trece. Noi am filmat de la gât în jos corpurile, pentru că așa mi se pare normal. Singura persoană pe care o vedeți și ați văzut-o în întregime este invitata mea din această seară, doamna Lidia Borducea, un om spuneam special, care are vindecă și cu terapia vocii. Să știi că ai această calitate. Spun eu care... Să mă emoționez. Nu, vorbesc foarte serios. Există, eu am studiat în ceea ce m-am pregătit și mult despre voce, despre dicție, despre intonație, despre spontaneitate. Ai toate aceste calități, dar vocea ta are o vibrație aparte care ridică omul în momentul când stă de vorbă cu tine. Și datorită ție, această întâlnire a ieșit atât de bine, zic eu. Sper ca și telespectatorii să fie de acord cu noi. Acum, pe final, cei care au fost vreodată la constelații familiale sau celor care n-au fost niciodată și care habar n-au ce-ar putea găsi în spate, un ghiozdan. Toți avem un ghiozdan. Uneori așa de mare. Și greu. Adaug eu. Eu zic așa, suntem un sac de pietre. Ce le-ai transmite? Să vină.
să vină și să facă ceva pentru ei, că e cel mai important. Și pentru urmașilor. Că cea mai bună investiție este investiția în tine. Într-o zi când vei pleca, nu vei lua nici casa și nici mașina. O, da. Dar te vei lua pe tine. Și când te-ai luat pe tine, tu ești cea mai importantă persoană pentru tine și pune-te întotdeauna pe primul loc în viața ta, dar nu la nivel de ego și de orgoliu, la nivel de suflet. Mulțumesc, cu asta încheiem. Lidia Burducea la Ghilea Show, dragi prieteni, să auzim numai de bine, la revedere! Mulțumesc și eu! La doi pași, Anca Bulzan este mereu alături de tine. Un magazin de încredere unde găsești mereu produse alimentare proaspete, fructe și legume de sezon și tot ceea ce ai nevoie pentru curățenia casei tale. Te așteptăm cu rafturi bine aprovizionate și o atmosferă primitoare. Situat în piața Academician Caius Iacob, bloc R, parter numărul 4, magazinul tău de încredere zi de zi, an de an. La doi pași, Anca Bulzan. Tot ce ai nevoie aproape de casă.